Complétați propozițiile în limba franceză cu următoarele substantive. Le lundi, le mardi, la semaine, le jour, le mari, la femme, le voisin, la voisine, monsieur, madame, l'invité, l'invité, le rendez-vous, le journal, le médecin. Eu lucrez cu domnul Lerouge la birou. Je travaille avec monsieur Lerouge au bureau. Săptămâna are 7 zile. Il y a 7 jours dans la semaine. Soțul meu nu poate să-și găsească ziarul. Mon mari ne peut pas trouver son journal. Marți am o întâlnire cu Jeanne. Mardi, j'ai rendez-vous avec Jeanne. Vecinul meu nu lucrează lunea. Mon voisin ne travaille pas le lundi. Iată pe soția medicului nostru. Voilà la femme de notre médecin. Niciun invitat nu a venit la această recepție. Aucun invité n'est venu à cette réception. Te prezint pe invitata noastră, doamna Duval. Je te présente notre invitée, madame Duval. Ne place mult noua noastră vecină. Notre nouvelle voisine nous plaît beaucoup. În exercițiul următor, vom repeta adjectivele posesive. Părinții mei locuiesc la parter. Mes parents habitent au rez-de-chaussée. Fiul dumneavoastră este student? Votre fils est-il étudiant? Toate rochiile ei sunt drăguțe. Toutes ces robes sont jolies. Știi, tatăl lor a câștigat mulți bani. Tu sais, leur père a gagné beaucoup d'argent. Cărțile tale nu-mi plac. Tes livres ne me plaisent pas. Cât câștigă pe lună mama dumneavoastră? Votre mère, combien gagne-t-elle par mois? Sunt multe camere în noul nostru apartament? Il y a-t-il beaucoup de pièces dans notre nouvel appartement? Completați propozițiile în limba franceză. Iată-o pe vecina noastră și pe prietenul ei. Voilà notre voisine et son ami. Poftim cărțile, ți le înapoiez. Voici tes livres, je te les rends. Privește, este mașina mea. Regarde. Ce ăștia pe stradă sunt prietenii tăi? Ces jeunes hommes dans la rue, ce sont tes copains? Câți prieteni ai? Nu am decât unul. Combien d'amis as-tu? Je n'en ai qu'un. Câți copii aveți, domnule? Combien d'enfants avez-vous, monsieur? Noi avem o pivniță foarte mare. Nous avons une très grande cave. Sunt multe camere în noua noastră casă. Il y a beaucoup de pièces dans notre nouvelle maison. În salonul dumneavoastră sunt mulți invitați. Dans votre salon, il y a beaucoup d'invités. Este ceva de făcut? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? În magazinul nostru se află multe articole de gospodărie. Dans notre magasin, il y a beaucoup d'articles de ménage. Ei sunt în magazin. Ils sont dans le magasin. În grădina voastră sunt multe plante frumoase și flori. Dans votre jardin, il y a beaucoup de belles plantes et de fleurs. Ei au plecat 4 săptămâni. Ils sont partis pour 3 semaines. Marțea nu cumpăr niciodată ziarul. Le mardi, je n'achète jamais le journal. Care are cărțile mele? Qui a mes livres? Pentru câte zile a plecat ea? Pour combien de jours est-elle partie? Pentru 3 zile. Pour 3 jours. Rețineți următoarele cuvinte, citindu-le cu cercetare și urmăriți traducerea lor în română. Les grands-parents. Bunicii. Les petits-enfants. Nepoții. Le petit-fils. Nepotul de bunici. La petite-fille. Nepoata de bunici. Les beaux-parents. Socrii. Le beau-père. Socrul. La belle-mère. Soacra. La belle-fille. Nora. Le beau-fils. Ginerele. La patience. Răbdarea. L'enfance. Copilăria. La vieillesse. Bătrânețea. Vom folosi cuvintele noi în propoziții. Nos grands-parents avaient une belle maison où nous passions nos vacances. Bunicii noștri aveau o casă frumoasă în care ne petreceam vacanța. Je n'avais jamais de patience pour les bébés. Nu aveam niciodată răbdare cu bebelușii. C'était madame Lerouge qui élevait ses petits-enfants quand ils étaient petits. Doamna Lerouge își creștea nepoții când erau mici. Je n'ai qu'un petit-fils et une petite-fille. Nu am decât un nepot și o nepoată. Pourquoi ces beaux-parents ne sont-ils pas venus à leur mariage? De ce socrii săi nu au venit la căsătoria lor? Va chercher mon beau-père à la gare. Du-te să-l iei pe socrul meu de la gară. Heureusement, je plais à ma belle-mère. Din fericire, eu îi plac soacrei mele. Nos fils et notre petite-fille font très bon ménage. Fiul și nora noastră se înțeleg foarte bine. Êtes-vous satisfaite de votre beau-fils, madame? Sunteți mulțumită de ginerele dumneavoastră, doamnă? Nous avons passé toute notre enfance à la campagne. N-am petrecut toată copilăria la țară.
La vieillesse de vos parents n'était pas triste. Jusqu'à la mort, ils habitaient avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Bătrâneța părinților voștri nu a fost tristă. Până la moarte, ei au locuit cu copiii și nepoții lor. Rețineți. Jusqu'à. Până la. Verificați dacă ați reținut cuvintele noi. Completați propozițiile următoare. Nepotul meu se va căsători curând. Mon petit-fils se mariera bientôt. Socrii ne cumpără cadou de nuntă o oglindă de argint. Les beaux-parents nous achètent comme cadeau de mariage un miroir en argent. Ea își adoră nepoții, dar își detestă nora. Elle adore ses petits-enfants, mais elle déteste sa belle-fille. Cum va fi bătrâneța mea? Comment sera ma vieillesse? Ginerele meu este plin de calități. Mon beau-fils est plein de qualités. M-am ocupat de bunicii mei până la sfârșitul vieții lor. Je m'occupais de mes grands jusqu'à la fin de leur vie. Socrul vine pe la ei prea rar, iar soacra prea des. Son beau-père vient chez eux trop rarement, mais sa belle-mère trop souvent. Copilăria ta este fericită? Est-ce que ton enfance était heureuse? Câți ani are nepoata ta? Ta petite fille, quel âge a-t-elle? Mama dumneavoastră nu are răbdare cu nepotul ei. Votre mère n'a pas de patience pour son petit-fils. Iată acum câteva adjective noi. Sévère. Sévère, sévère. Indulgent. Indulgent. Indulgente. Indulgentă. Gâté. Răsfățat, răsfățată. Exigeant. Exigent. Exigeante. Exigentă. Curieux. Curios, bizar. Curieuse. Curioasă, bizară. Iată câteva propoziții în care apar adjectivele noi. Fiți atenți la traducerea lor în limba română. Ma grand-mère était très indulgente envers moi, mais très exigeante envers mon grand-père. Bunica mea era foarte indulgentă cu mine, dar foarte exigentă cu bunicul meu. C'est curieux, il n'est pas venu à ce rendez-vous. Ciudat, el nu a venit la această întâlnire. C'est grâce à mon beau-père, qui était un homme exigeant, que j'ai fini mes études. Datorită bunicului meu, care era un om exigent, mi-am terminat studiile. Tous leurs petits-enfants sont trop gâtés. Toți nepoții lor sunt prea răsfățați. Toutes les vacances ont été gâtées par cet accident. Toată vacanța lor a fost stricată de acest accident. Je ne connais aucune femme plus curieuse que ma belle-mère. Nu cunosc nicio femeie mai curioasă decât soacra mea. Notre éducation était toujours sévère. Nous n'étions jamais gâtés au temps de notre enfance. Educația noastră a fost mereu severă. Nu eram niciodată răsfățați în copilărie. Malgré sa vieillesse, son grand-père est curieux du monde. În ciuda bătrâneții, bunicul lui este interesat de tot ce se întâmplă în jurul lui. Rețineți construcțiile. C'est curieux. E ciudat. Grâce à. Mulțumită, datorită. Malgré tout. În ciuda a orice. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla. Envers. Față de. Cu. În exercițiul următor, vom repeta adjectivele și substantivele noi. Completați propozițiile în limba franceză. Nimeni nu e mai răsfățat ca tine. Personne n'est plus gâté que toi. Datorită bunicilor mei, aveam o copilărie fericită. Grâce à mes grands-parents, j'avais une enfance heureuse. Tatăl tău a fost mereu un bărbat sever. Ton père était toujours un homme sévère. Mi-ai stricat toată plăcerea. Tu m'as gâté tout mon plaisir. Trebuie să fiți puțin mai indulgenți cu copiii. Il faut être un peu plus indulgent envers les enfants. Cine nu este exigent cu el însuși, nu are succes. Qui n'est pas exigeant envers soi n'a pas de succès. Nu vreau să știu nimic. Je ne suis curieux de rien. Orice ar fi, îmi iubesc soacra. Malgré tout, j'aime ma belle-mère. E foarte ciudat. C'est très curieux. Răbdarea este o calitate foarte rară. La patience est une qualité très rare. Fiți atenți la următoarele exemple în limba franceză și la traducerea lor în limba română. Ma grand-mère me dit, tu es trop curieux. Bunica mea îmi spune, ești prea curios. Ma grand-mère me dit que je suis trop curieux. Bunica mea îmi spune că sunt prea curios. Notre père nous demande, partirez-vous pour la France? Tatăl nostru ne întreabă, veți pleca în Franța? Notre père nous demande si nous partirons pour la France. Tatăl nostru ne întreabă dacă vom pleca în Franța. Sa belle-mère lui demande, tu as été au magasin? Soacra ei o întreabă, ai fost la magazin?
Sa belle-mère lui demande si elle a été au magasin. Soacra ei o întreabă dacă a fost la magazin. În propozițiile anterioare, v-am prezentat transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă. Fraza în vorbire directă. Mon grand-père dit, je suis trop indulgent. Bunicul meu spune, sunt prea indulgent. Fraza în vorbire indirectă. Mon grand-père dit qu'il est trop indulgent. Bunicul meu spune că este prea indulgent. Așa cum rezultă din exemple, propozițiile afirmative se leagă între ele cu ajutorul conjuncției că. Că. Cu ajutorul conjuncției si, legăm fraza interrogativă de cea afirmativă, de exemplu. Elle me demande, est-ce que tu aimes ce disque? Aimes-tu ce disque? Dar. Elle me demande si j'aime ce disque. Veți observa că pronumele personal poate să se schimbe. În exemplul nostru, tu s-a schimbat în je. Acum vom încerca să aplicăm noile cunoștințe gramaticale. Transformați propozițiile din vorbirea indirectă în vorbire directă și apoi traduceți-le în limba română. Tu me dis, vos filles ne sont pas du tout gâtées. Tu me dis que nos filles ne sont pas du tout gâtées. Tu îmi spui că fiicele noastre nu sunt deloc răsfățate. Je dis à une amie, ma belle-mère est trop curieuse. Elle voulait tout savoir. Je dis à une amie que ma belle-mère était trop curieuse. Qu'elle voulait tout savoir. Îi spun unei prietene că soacra mea era prea curioasă, că voia să știe totul. Mon mari me demande, tu n'as pas été trop indulgente envers les enfants? Mon mari me demande si je n'ai pas été trop indulgente envers les enfants. Soțul meu mă întreabă dacă n-am fost prea indulgentă cu copiii. Le petit-fils demande à son grand-père, le professeur ne sera pas trop sévère pour moi? Le petit-fils demande à son grand-père si le professeur ne sera pas trop sévère pour lui. Nepotul îl întreabă pe bunicul lui dacă profesorul nu va fi prea sever cu el. Traduceți propozițiile următoare în limba franceză. Mergem să-i luăm pe bunicii noștri de la gară. Nous allons chercher nos grands-parents à la gare. Datorită nepoților mei, bătrânețea mea nu e tristă. C'est grâce à mes petits-enfants que ma vieillesse n'est pas triste. Ciudat, nepotul nostru pară. C'est curieux, notre petit-fils se marie. De ce sunteți atât de exigentă și severă cu nora dumneavoastră? Pourquoi êtes-vous si exigeante et sévère envers votre belle-fille? Aș vrea să locuiesc aici până la moarte. Je voudrais habiter ici jusqu'à ma mort. Bunicul îi spune nepoatei lui, nu voi mai fi indulgent. Le grand-père dit à sa petite-fille, je ne serai plus indulgent. Bunica mea mă întreabă dacă vreau această pisicuță neagră. Ma grand-mère me demande si je veux ce petit chat noir. Soacra ei, în ciuda vârstei înaintate, se ocupă de gospodăria lor. Sa belle-mère, malgré sa vieillesse, s'occupe de leur ménage. Ne-am petrecut copilăria la bunici, fericiți și răsfățați de ei. Nous avons passé notre enfance chez nos grands-parents, heureux et gâtés par eux. Ceremonia a fost compromisă. La cérémonie a été gâtée. Ginerele meu are mai multe calități decât fiica mea. Mon beau-fils a plus de qualités que ma fille. Socrii săi nu sunt prea exigenți. Ses beaux-parents ne sont pas trop exigeants. Trebuie să ai răbdare ca să te ocupi de acest copil răsfățat. Il faut avoir de la patience pour s'occuper de cet enfant gâté. Lecția 7, partea a doua. Introduceți următoarele cuvinte în propoziții. Aujourd'hui, demain, la pomme, le café, le chocolat, la cigarette, le secrétaire, la secrétaire, l'ingénieur, le bureau, l'hôpital, le mercredi, le jeudi. Mă duc la birou. Je vais au bureau. Ia aceste trei mere. Prends ces trois pommes. Ce faci astăzi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mâine mă voi ocupa de treburile casei. Demain, je m'occuperai du ménage. Cu ce te ocupi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sunt secretară. Je suis secrétaire. Joi, bunicul meu se duce la spital. Jeudi, mon grand-père va à l'hôpital. Bunica mă întreabă dacă îmi place ciocolata. Ma grand-mère me demande si j'aime le chocolat. Miercuri mergem la socrii noștri. Le mercredi, nous allons chez nos beaux-parents. Aș vrea să fiu inginer.
Je voudrais être ingénieur. În exercițiul următor, veți repeta verbele vouloir, a vrea și pouvoir, a putea, la prezent. Completați fiecare propoziție cu forma unuia sau altuia dintre aceste două verbe. Nu mai vreau ciocolată. Je ne veux plus de chocolat. Puteți să faceți ceva pentru mine? Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Nu poți fi mai puțin exigent? Tu ne peux pas être moins exigeant? Vrem să asistăm la această ceremonie până la sfârșit. Nous voulons assister jusqu'à la fin à cette cérémonie. Acest văduv nu vrea să se recăsătorească. Ce veuf ne veut pas se remarier. De ce nu vrei să te ocupi de gospodărie? Pourquoi tu ne veux pas t'occuper du ménage? Nu puteți merge cu viteză maximă în intersecție. Vous ne pouvez pas aller à toute vitesse au carrefour. Bunicii mei vor să locuiască în casa lor până la moarte. Mes grands-parents veulent habiter leur maison jusqu'à la mort. Nu putem fi atât de curioși. On ne peut pas être si curieux. Completați propozițiile următoare cu adjectivele corespunzătoare. Nu pot să muncesc pentru că sunt prea slăbit. Je ne peux pas travailler parce que je suis trop faible. Cine e mai puternic, tu sau Paul? Qui est plus fort, toi ou Paul? Orice ar fi, soacra ta e simpatică. Malgré tout, ta belle-mère est sympathique. Tatăl meu e mai tânăr decât socrul meu. Mon père est plus jeune que mon beau-père. Sunt cea mai tânără dintre femeile de aici. Je suis la plus jeune des femmes d'ici. În familia noastră, toate tinerele sunt puternice. Toutes les jeunes filles dans notre famille sont fortes. Orice ar fi, ea nu este deloc slăbită. Malgré tout, elle n'est pas du tout faible. Să studiem acum vocabularul nou. L'événement. Evenimentul. La naissance. Nașterea. La date. Data. Les jumeaux. Gemenii. Les félicitations. Felicitările. La joie. Bucuria. Le baptême. Botezul. Le décès. Decesul. L'enterrement. Înmormântarea. Le cimetière. Cimitirul. Les condoléances. Condoleanțele. Le chagrin. Necazul. Durerea. Tristețea. Să introducem cuvintele noi în propoziții. Fiți atenți la traducerea în limba română. Un événement heureux a eu lieu dans la famille Durand. În familia Durand a avut loc un eveniment fericit. La naissance du petit-fils a rendu heureux ses grands-parents. Nașterea nepotului i-a făcut fericiți pe bunicii lui. Quelle est la date de ta naissance? Pe ce dată te-ai născut? Le médecin lui dit qu'elle aura des jumeaux. Medicul îi spune că va avea gemeni. Nos félicitations à l'occasion de la naissance de la petite Marie. Felicitările noastre cu ocazia nașterii micuței Maria. Le baptême aura lieu à l'église Saint-Jean. Botezul va avea loc la biserica Sfântul Ioan. C'est une grande joie de vous voir si heureux, monsieur. E o mare bucurie să vă văd atât de fericit, domnule. Quelle était la cause du décès de votre grand-père? Care era cauza decesului bunicului dumneavoastră? Après la mort de sa mère, elle allait souvent au cimetière. După moartea mamei sale, ea mergea deseori la cimitir. L'enterrement, c'est une cérémonie toujours triste. Înmormântarea este o ceremonie întotdeauna tristă. Il faut présenter nos condoléances au veuf. Trebuie să-i prezentăm văduvului condoleanțele noastre. Ce chagrin est trop dur pour moi. Această durere este prea puternică pentru mine. Rețineți. L'église Saint-Jean. Biserica Sfântul Ioan. L'église Sainte-Catherine. Biserica Sfânta Ecaterina. Veți verifica acum dacă v-ați însușit deja vocabularul nou. Completați propozițiile următoare. Care este locul nașterii dumneavoastră, domnule? Quel est le lieu de votre naissance, monsieur? Cei doi băieți sunt gemeni? Est-ce que ces deux garçons-là sont des jumeaux? Am aflat data morții lui și cea a înmormântării din telegramă. Nous avons appris la date de son décès et de l'enterrement par télégramme. Rețineți. Je meurs de faim. Mor de foame. Anne-Marie meurt d'amour. Ana Maria moare din dragoste. Partir, c'est mourir un peu. A pleca înseamnă a muri puțin. Il est mort hier. El a murit ieri. Nous mourrons tous. Vom muri cu toții. Completați propozițiile în limba franceză cu forma potrivită a verbului. Când te-ai născut? Quand es-tu né? Când m-am născut, mama avea 20 de ani. Quand je suis né, ma mère avait 20 ans. Oamenii se nasc liberi. Les gens naissent libres. Când se va naște bebelușul vostru? Quand naîtra votre bébé?
Pierre moire de sete. Dă-i ceva de băut. Pierre meurt de soif. Donne-lui à boire. Ei cred că nu vor muri niciodată. Ils pensent qu'ils ne mourront jamais. Soțul meu a murit când eram tânără. Mon mari est mort quand j'étais une jeune femme. Ei au murit într-un accident. Ils sont morts dans un accident. Personajul principal și-a pierdut viața într-un accident. Le personnage principal a perdu sa vie dans un accident. Ce-ai pierdut? Qu'est-ce que tu as perdu? Îmi pierd timpul când vorbesc cu el. Je perds mon temps quand je parle avec lui. Noi am pierdut totul. Nous avons tout perdu. Nu-ți pierde răbdarea. Ne perds pas patience. Ne vom pierde slujba din această întreprindere. Nous perdons notre travail dans cette entreprise. Este timpul să dobândiți cunoștințe noi. Fiți atenți la următoarele propoziții în care am introdus pronume interrogative. Lequel de tes beaux-fils est plus jeune? Care dintre ginerii tăi este mai tânăr? Celui qui habite avec nous. Cel care locuiește cu noi. Laquelle de ces dates est pour toi la plus importante? Care dintre aceste date este pentru tine cea mai importantă? Celle de la naissance de mon enfant. Cea a nașterii copilului meu. Lesquels des événements de ta vie étaient les plus tristes? Care au fost cele mai triste evenimente din viața ta? Ceux que tu connais, la mort de mon père et après la mort de ma mère. Cele pe care le cunoști, moartea tatălui meu și mai târziu moartea mamei mele. Lesquels des cérémonies avaient lieu à l'église? Care dintre ceremonii aveau loc la biserică? Celles de nos enfants et de nos petits-enfants. Cele ale copiilor și nepoților noștri. Așa cum știm deja, aceste pronume înlocuiesc substantivele despre care s-a vorbit. J'ai deux grands-pères, celui qui habite avec nous est plus jeune. Am doi bunici, cel care locuiește cu noi este mai tânăr. La vieillesse est souvent triste, celle de ma grand-mère est heureuse. Bătrânețea este adesea tristă, cea a bunicii mele este fericită. În exercițiul următor, vom recapitula pronumele interrogative și demonstrative. Completați propozițiile din limba franceză. Care dintre aceste două mașini este cea mai scumpă? Laquelle de ces deux voitures est la plus chère? Aceea care merge mai repede. Celle qui va plus vite. Tu ai doi prieteni. Tu as deux amis. Pe care îl cunoști de multă vreme. Lequel connais-tu depuis longtemps? Pe cel care s-a căsătorit. Celui qui s'est marié. Pe care dintre prietenele tale le vei invita la nunta ta? Lesquels de tes amis tu inviteras à ton mariage? Pe cele care vor dori să vină. Celles qui voudront venir. Care dintre necazurile tale erau cele mai insuportabile? Lesquels de tes chagrins étaient pour toi les plus durs? Cele pe care le aveam din cauza soției mele. Ceux que j'avais à cause de ma femme. Veți rezolva acum ultimul exercițiu al acestei lecții. Traduceți propozițiile din limba română în limba franceză. I-am transmis ginerelui tău felicitările mele cu ocazia nașterii gemenilor. J'ai envoyé à ton beau-fils mes félicitations à l'occasion de la naissance des jumeaux. Care dintre nepoții tăi sunt cei mai răsfățați? Lesquels de tes petits-enfants sont les plus gâtés? Cei de care mă ocup eu. Ceux dont je m'occupe. Botezul nepoatei mele va avea loc la Biserica Sfânta Ecaterina. Le baptême de ma petite fille a lieu à l'église Sainte-Catherine. Nu ești destul de indulgent cu soacra ta. Tu n'es pas assez indulgent envers ta belle-mère. Nu mai am răbdare. Je n'ai plus de patience. Orice s-ar spune, bunicii mei au muncit până la bătrânețe. Malgré tout, mes grands-parents ont travaillé jusqu'à leur vieillesse. Nu trebuie să pierdem timpul. Il ne faut pas perdre son temps. Socrul meu îmi spune că fiul meu s-a născut acum o oră. Mon beau-père me dit que mon fils est né il y a une heure. Prietenul nostru a murit. Decesul lui a survenit în această seară. Notre ami est mort. Son décès a eu lieu ce soir. Cunoști data înmormântării domnului Durand? Est-ce que tu connais la date de l'enterrement de monsieur Durand? La cimitir trebuie să-i prezint văduvei condoleanțele mele. Au cimetière, je dois présenter mes condoléances à la veuve. Care dintre nurorile tale are cele mai multe calități? Laquelle de tes belles filles a le plus de qualité? Cea care locuiește cel mai departe. Celle qui habite le plus loin. Care dintre evenimentele vieții tale era cel mai ciudat? Lequel des événements de ta vie était le plus curieux? M-am născut la Paris. Je suis né à Paris. Am un mare necaz. Mi-am pierdut toți banii. J'ai un grand chagrin. J'ai perdu tout mon argent. Socrii mei și-au pierdut un fiu într-un accident.
Mes beaux-parents ont perdu un fils dans un accident. Din fericire, nu știm când vom muri. Heureusement, nous ne savons pas quand nous mourrons. Cine se naște, trebuie să și moară. Celui qui naît doit aussi mourir. Care era cea mai bună prietenă a ta? Laquelle de tes amies était la meilleure? Cea din copilărie. Celle de mon enfance. La încheierea acestei lecții, un exercițiu de fonetică. En, l'événement, la naissance, envers, l'enfance, la patience. 1. Le chagrin, Saint-Jean. Et, le décès, l'enterrement, la naissance, sévère. U. J'ai perdu, les jumeaux, curieux. Je. La joie, les jumeaux, exigeants, jusqu'à. Ce. Les félicitations, la naissance, la vieillesse, grâce à. Que. Jusqu'à. Les condoléances, curieux.